Partidului Socialiștilor anunță astăzi următorul subiect. Noi am pregătit decizia Consiliului Municipal Chișinău, semnată de toți consilierii fracțiunii Partidului Socialiștilor în Consiliul Municipal Chișinău, cu privire la anunțarea și organizarea referendumului pentru demiterea primarului general al municipiului Chișinău, Dorin Chertoacă. Este prezentată nota de argumentare, o vom distribui tuturor consilierilor din Consiliul Municipal Chișinău, tuturor fracțiunilor, pentru eventuală completare și semnare de opotrivă. Este nevoie de 34 de voturi în Consiliul Municipal Chișinău pentru ca această procedură să fie inițiată. Procedura o putem iniția pe două căi. 1. Votul în Consiliul Municipal Chișinău și acest vot ar fi prielnic să fie în perioada 15 septembrie, 30 septembrie anul 2016, așa ca referendumul pentru demiterea primarului general să aibă loc odată cu alegerile prezidențiale din Republica Moldova.